De această dată vă salutăm din Cârniceni cu o surpriză frumoasă pentru doamna Olga, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Da. La mulți ani vă spunem! Mulțumesc frumos! Doamna Olga, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știind că astăzi sunteți sărbătorite, cineva drag dumneavoastră a ținut foarte mult să vă sărbătorească astăzi. Și am să vă întreb, dacă cumva bănuiți, cine v-a pregătit această surpriză? Cine credeți că v-au trimis aceste cadouri? Florile sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult! De la Soris, de la Sfântarea, la Maria. Toată lumea este prezentă acolo. Acum o să vă cântăm un la mulți ani, după care o să aflăm împreună ce au astăzi să vă transmită. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani vă spunem! Iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine această surpriză. Să vedem ce au astăzi să vă transmite. Scumpa și duioasa noastră mamă, astăzi este o zi specială. E ziua ta, măicuță, și vrem să-ți mulțumim așa cum nu am făcut-o niciodată. Îți mulțumim pentru răbdarea ce ai avut-o cu noi. Îți mulțumim pentru că ne-ai crescut oferindu-ne la fiecare în parte toată dragostea și fericirea de care un copil are nevoie. Îți vom rămâne dator toată viața pentru toate nopțile tale nedormite și pentru grija ce ne-o porți chiar și acum, la toți. Să nu regrezi niciodată nimic, mămica noastră dragă, pentru că tu ai făcut totul exact așa cum trebuie. Ești de neegalat în lumea întreagă, ești unică și specială. Mamă, îți mulțumim. Sunt două cuvinte care înseamnă atât de puțin atunci când ne gândim la orice lucru ce l-ai făcut tu pentru noi. Astăzi, mai mult ca oricând, îți mulțumim. Mulțumim, îți spunem și un la mulți ani, cu drag din partea nurorii Maria, fiul Sorin și nepoțelul David. La mulți ani și o primăvară frumoasă, bunica noastră scumpă! Așa este, ei astăzi s-au gândit la dumneavoastră. Și-au dorit măcar sufletește să ajungă aici lângă dumneavoastră, să vă sărbătorească, chiar dacă nu reușesc să ajungă aici fizic. Dacă da Dumnezeu și sănătoși, uite, august trec lunile și în august ne vedem sănătoși iar. Să știți că copiii dumneavoastră au mai pregătit și o melodie, care doresc să o ascultăm împreună. Bunicuță,
mulți ani, doamna Olga, vă spunem. Sănătate multă, să vă bucurați de copilașii și nepoții dumneavoastră. Da, și sănătate. Și mult a fost, puțin a mai rămas și o să ajung și ei acasă.